Șomajul tehnic indus de pandemia de coronavirus nu este o veste bună pentru nimeni. Un mare producător auto care lucrează și în România a ajuns la această nefericită situație. 6.000 de angajați ai fabricii de mașini Ford din Craiova vor fi trimiși în șomaj tehnic în perioada 19 martie-5 aprilie, potrivit liderului de sindicat de uzină. Producătorul american de mașini a luat această măsură din cauza pandemiei de coronavirus. Maria Manea, lider al sindicatului Ford Craiova, a declarat pentru Mediafax că angajații vor primi 78% din salarii în această perioadă, dar că este posibil ca nu toată lumea să stea acasă. În perioada 19 martie-5 aprilie 2020, angajații Ford intră în șomaj tehnic. Vor fi plătiți cu 78% din salariu. Deocamdată nu știm metodologia de aplicare. Ne-au fost date informații că se întrerupe activitatea. Bănuiesc că mai sunt activități care nu necesită întrerupe, dar asta vom vedea. Din cauza coronavirusului a fost luată această măsură, a declarat Maria Manea, liderul sindicatului Ford Craiova. Fabrica nu a transmis încă oficial un punct de vedere al lui Ian Pierce, sunt președintele Ford România și directorul al fabricii Ford Craiova. Șomajul tehnic strică planurile de producție ale Ford România, care, la începutul lunii februarie, anunțase faptul că unitatea de producție de ultimă generație de la Craiova va atinge în 2020 un record al volumului de asamblare zilnic, peste 1000 de unități Puma și EcoSport, astfel că o mașină este produsă la fiecare 67 de secunde.